ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Weekendul viitor sărbătorim Crăciunul, așa că azi la școala de televiziune Dicție.ro vorbim despre magia acestei sărbători. Am vrut să vedem care este starea de spirit a românilor în această perioadă și am aflat că aproape toți își vor petrece Crăciunul în familie. Mai mult, colindatul este activitatea lor preferată, iar când vine vorba despre ce punem pe masă, topul preferințelor arată așa. Pe primul loc sunt sarmalele, apoi friptura, iar cozonacul pe locul 3. Să nu uităm de cadouri. Vă reamintim că tradiția a apărut după ce magii au adus daruri când s-a născut pruncul Iisus. Până la urmă, nu contează ce primești atâta timp cât vine de la cineva drag. Încheiem cu acest gând frumos și vă urăm sărbători fericite. Numai bine, pe curând!